În primul rând aș dori să ne uităm la o scurtă prezentare a doctrinelor Harului, ca să știm ce anume o să studiem de acum înainte. Apoi ne vom uita la o puțină istorie a felului în care aceste doctrine au ajuns să fie formulate. Și în a treia parte, dacă vom mai avea timp, vom face câteva comentarii asupra doctrinelor arminiene, așa cum au fost ele formulate și care au generat acest răspuns pe care noi îl numim astăzi doctrinele Harului. Este foarte important de ținut minte, doctrinele Harului, așa cum noi le înțelegem sau le numim astăzi sub acronimul ăsta TULIP, nu au fost formulate de o echipă de teologi sau de păstori care s-au pus la masă și au zis: hai să ne gândim la câteva doctrine care să sumarizeze teologia calvinistă. Da? Deci nu așa s-a formulat tulipul sau doctrinele Harului. Dimpotrivă, au fost niște oameni care n-au fost de acord cu teologia reformată care era mărturisită prin mărturisiri, confesiuni, crezuri și așa mai departe, catehisme la vremea respectivă, au ripostat prin anumite teze și ca răspuns la tezele respective s-au formulat aceste doctrine pe care noi le numim doctrinele Harului. Când cineva aude de calvinism, automat se gândește la tulip, da? Cele cinci doctrine: totala depravare, alegerea necondiționată, ispășirea specifică, particulară sau limitată, chemarea eficace a Duhului Sfânt sau harul irezistibil și, în final, perseverența sau păstrarea sfinților în har. Dacă vă imaginați puțin tulipul ăsta, vreau să vă dau o înțelegere care vă ajută să țineți mai bine minte despre ce e vorba cu doctrinile astea. Din cele cinci puncte, primul punct și ultimul punct vorbesc despre om în mod principal. Toate vorbesc despre om, da? Primul și ultimul punct vorbesc despre om în mod principal. Adică, primul punct, totala depravare, vorbește despre om înainte de nașterea din nou. Și ultimul punct, perseverența sfinților în har sau păstrarea sfinților în har, care sunt două doctrine care se cuplează, sunt legate una de cealaltă, vorbesc despre omul depravat, dar mântuit acum, regenerat, care prin harul lui Dumnezeu este dus până la capăt. Deci primul punct și ultimul punct vorbesc despre om. Omul înainte de mântuire, omul după mântuire. Între aceste două puncte, primul punct și ultimul punct, sunt alte trei puncte care reprezintă lucrarea Sfintei Treimi. Avem prima dată alegerea din veșnicie a sfinților, care este făcută de Tatăl. Al doilea punct, da, este ispășirea specifică, care este lucrarea specifică a Domnului nostru Iisus Hristos. Și al treilea punct este chemarea eficace, care este făcută de Duhul Sfânt. Da? Avem Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Este foarte simplu de ținut minte. Primul punct și al cincilea punct, e omul înainte de regenerare, omul după regenerare. În mijloc cele trei puncte este lucrarea Tatălui, ne alege din veșnicie, lucrarea Fiului, moare la cruce pentru noi, lucrarea Duhului Sfânt, când în timp, da, Duhul Sfânt ne cheamă pe fiecare la timpul în care Dumnezeu a hotărât. Aceste doctrine ale Harului, care sunt sumarizate în acest acrostih, da, acronim TULIP, prezintă precis lucrarea lui Dumnezeu făcută în mântuirea omului. Despre asta este vorba, da? Ele nu sunt o prezentare a escatologiei, a eclesiologiei, a altor doctrine, ci specific a doctrinei despre mântuire. De aceea este important de ținut minte că nu asta este toată teologia reformată sau toată teologia calvinistă. Să spui că tulipul înseamnă calvinism este greșit, da? Chiar dacă nouă ne este mai ușor să sumarizăm așa. Nu asta este teologia reformată. Teologia reformată merge mult dincolo de acronimul ăsta, pentru că teologia reformată la propriu înseamnă o interpretare a întregii Sfinte Scripturi. Da? Nu este o selecție a câtorva versete din Sfânta Scriptură. Bun. Revenind la doctrinile noastre ale Harului, aș vrea să vă prezint puțin legătura dintre aceste cinci doctrine. În primul rând, aceste doctrine sunt prezentate așa încât să sublinieze lucrarea lui Dumnezeu în mântuirea omului. Da? Lucrarea lui Dumnezeu în mântuirea omului. Aceste doctrine nu neagă că omul are o parte în mântuire sau că omul răspunde activ în mântuire, crezând, pocăindu-se, da, fiindu-i rușine de păcatele sale, renunțând la păcatele sale, recunoscându-și păcatele sale, tot ce înseamnă pocăința și credința. Aceste doctrine nu neagă acest lucru, ci ele pun accentul corect, sublinează în mod corect intervenția și inițierea primară a lui Dumnezeu în mântuire. Da? Dumnezeu este acela care făurește mântuirea de la început și până la final. Omul este secundar în mântuire, da?
De aceea vorbim despre Tatăl care plănuiește, vorbim despre Fiul care moare pentru noi și de Duhul care ne cheamă și ne regenerează, da? Deci toate aceste puncte arată lucrarea lui Dumnezeu în mântuirea omului. Accentul nu cade deloc pe om și participarea lui, ci pe lucrarea lui Dumnezeu. În al doilea rând, când ne uităm iarăși la legătura dintre aceste doctrine, aceste doctrine pentru mine sunt extraordinar de frumoase pentru că arată perfecțiunea lucrării lui Dumnezeu în mântuire. Perfecțiunea lucrării lui Dumnezeu în mântuire. Adică pe aceea pe care Tatăl din veșnicie alege, pe aceea îi are în vedere Domnul Iisus Hristos când se duce la Calvar să moară, da? Domnul Iisus Hristos, iertați-mă dacă voi folosi poate un limbaj nepotrivit, dar Domnul Iisus Hristos nu se duce la cruce și zice, mă, încerc și eu. Eu știu că Tatăl din veșnicie a prevăzut sau a predestinat sau a ales un anumit număr de oameni să-i mântuiască. Dar eu mor pentru toți, da? Deci nu există niciun fel de disfuncționalitate, de rupere între ceea ce Tatăl a plănuit și Fiul s-a dus să facă, da? Domnul Iisus Hristos nu s-a dus să facă altceva decât Tatăl a plănuit din veșnicie. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus nu s-a gândit, eu știu că Tatăl a ales numai pe câțiva, dar eu mor oricum pentru toți. Eu știu că ei nu o să fie mântuiți, dar mă duc să mor oricum pentru toți, da? Este o legătură între planul făcut de Dumnezeu, între ceea ce Domnul Iisus Hristos se duce să facă la Golgota, adică să moară pentru aceea plănuiți de Dumnezeu Tatăl, iar Duhul Sfânt se duce și cheamă și regenerează și convinge de păcat și mântuiește pe acei oameni pe care Tatăl le-a plănuit și pe aceiași oameni pentru care Fiul a murit, da? Se vede o lucrare perfectă a Sfintei Treimi realizată, manifestată în mântuirea omului. În al treilea rând, este redată o legătură dintre aspectul etern și temporal al mântuirii. Vedem că mântuirea noastră nu începe în momentul în care Duhul Sfânt ne cheamă și ne convinge de păcat. Da? Deci mântuirea noastră nu începe, cum avem noi în acrostihul ăsta, la punctul 4. Duhul Sfânt ne cheamă. Duhul Sfânt călăuzește niște predicatori să predice Evanghelia, noi auzim Evanghelia, ne pocăim și atunci începe mântuirea noastră. Nu! Mântuirea începe în veșnicie, în mintea lui Dumnezeu, în sfatul lui Dumnezeu, în voia lui Dumnezeu, în planul lui Dumnezeu. De aceea mântuirea pe care noi o propodim este o mântuire puternică, robustă, da? Dar se face o legătură între aspectul etern al mântuirii noastre din veșnicie, Dumnezeu ne alege, și aspectul temporal, adică Domnul Iisus vine, moare pentru noi, în timp și spațiu, iar Duhul Sfânt, la vremea potrivită, ne cheamă pe fiecare dintre noi la mântuire. Și în final, tot privind la această legătură, se face o legătură perfectă între aspectul exterior al mântuirii noastre și aspectul lăuntric al mântuirii noastre. Mântuirea noastră nu este doar ceva ce ni se întâmplă nouă. Noi, evanghelici, avem o tendință de a personaliza, de a individualiza mântuirea. Eu am fost mântuit, am viață nouă, mi s-a întâmplat mie ceva. Ăsta este aspectul subiectiv al mântuirii. Aspectul obiectiv al mântuirii este că Dumnezeu din veșnicie m-a ales ca să fiu copilul lui. În asta stă mântuirea mea. În primul rând. În asta stă mântuirea mea. Că din veșnicie Tatăl Dumnezeu m-a avut pe inima lui, m-a pus în planul lui și a hotărât să fiu mântuit. Și dacă a hotărât lucrul acesta, acest lucru se va întâmpla fără doar și poate. Mântuirea mea stă în exteriorul meu și datorită faptului că Domnul Iisus Hristos la Golgota a cumpărat, a pecetluit, a desăvârșit mântuirea mea. Este doar o chestiune de timp până când această mântuire va fi aplicată mie prin Duhul Sfânt, da? Când Duhul Sfânt vine și lucrează, noi deja intrăm în aspectul subiectiv, aspectul lăuntric al mântuirii noastre. Dar este o legătură între acest aspect obiectiv exterior și acest aspect subiectiv interior. Acum aș vrea să vă dau câteva motive pentru care cred că ar trebui să studiem aceste doctrine. De ce ar trebui să le studiem? Sunt unii care zic, mă, și chiar dacă ar fi adevărate, pentru că sunt doctrine care strânesc atâtea controverse și au strânit controverse de mii de ani acum, ar trebui să le lăsăm deoparte și să predicăm Biblia. Hai să predicăm Scriptura, să nu predicăm doctrinele astea care strânesc împotrivire. Convingerea noastră este că aceste doctrine sunt Biblia, da? Sunt din Sfânta Scriptură. Nu poți să-mi spui să las doctrinele deoparte, doctrinele astea deoparte și să predic Biblia, pentru că doctrinele astea sunt din Biblie, reprezintă ceea ce cuvântul lui Dumnezeu ne spune cu privire la mântuire. Pentru mine personal, ca slujitor al lui Dumnezeu, cu harul pe care Dumnezeu mi l-a dat, eu consider că este o dovadă de supunere și de credință din partea mea să predic aceste doctrine pe care Dumnezeu le-a lăsat în cuvântul lui. Dacă nu le-aș predica, mi-aș arăta neîncrederea în Dumnezeu, care mi le-a lăsat în Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu și o spun, Doamne, sunt cam periculoase doctrinile astea. Asta înseamnă să spun ceva despre Dumnezeu. Că Dumnezeu n-a prevăzut, n-a știut Dumnezeu că doctrinile astea o să ne facă nouă rău.
Înțelegeți cum ar fi doctrina predestinării sau doctrina harului irezistibil sau doctrina chemării eficace sau doctrina depravării totale? Dumnezeu n-a știut că doctrinele astea o să ne facă cumva rău și l-a lăsat în Sfânta Scriptură. Nu, este o dovadă de credință, de supunere din partea mea să, în Dumnezeu, să predic doctrinele astea pentru că sunt lăsate de Dumnezeu. Sunt biblice și sunt lăsate de Dumnezeu. Ăsta e primul motiv pentru care le studiem. Ele sunt biblice, sunt de la Dumnezeu. Doi, ele vin de la Dumnezeu și sunt spre binele bisericii. Tot ce Dumnezeu ne-a lăsat în cuvântul lui este spre binele bisericii. Da? Măcar în minte puteți să spuneți amin, da? Deci tot ce Dumnezeu ne-a lăsat în sfântul cuvânt al lui Dumnezeu este spre binele bisericii. Și când ajung la pasajele acelea care vorbesc despre vase făcute pentru pieire, trebuie studiat pasajul acela în context și văzut că doctrina aceea, cuvântul acela, este spre binele bisericii. Dumnezeu n-a dat nimic care să otrăvească biserica, care să distrugă biserica. Dimpotrivă, tot ce a lăsat Dumnezeu în cuvânt este spre binele bisericii. A nu predica doctrinile harului, să luăm partea negativă a lucrurilor, înseamnă să jefuim biserica de har. Asta înseamnă să jefuim biserica de har. Și a respinge să predici doctrinile astea poate să facă bine cel mult sinagogii lui Satan, dar nu bisericii Domnului Iisus Hristos. Ele au fost rânduite pentru biserica Domnului Iisus să aducă har în biserica Domnului Iisus Hristos și dacă provoacă cuiva rău, ascultați-mă, dacă provoacă cuiva rău, provoacă rău oricui altcuiva, dar nu bisericii Domnului Iisus. Mai devreme sau mai târziu, aceste doctrine aduc beneficiu. În al treilea rând, aceste doctrine creează cadrul convertirilor biblice. Creează cadrul convertirilor biblice. Ele sunt o puternică barieră în calea maselor de neconvertiți care invadează adunările cu pretextul că sunt convertiți. Deci nu avea nicio problemă dacă ar veni tot Zalău și am construit o biserică mare să încapă toți aici. Nu asta e problema noastră. Problema noastră să vină oameni neconvertiți și să pretindă că sunt convertiți. Da? Că sunt convertiți. Doctrinele Harului explică mântuirea așa cum este realizată de Dumnezeu și este o barieră în calea acestui mega mal praxis practicat în țara asta și în lumea întreagă în ce privește evangelizarea. Datorită slabelor doctrine despre regenerare, despre pocăință, despre credință, despre predestinare, despre harul lui Dumnezeu, datorită unei înțelegere greșite a acestor doctrine, oamenii au deschis ușa larg la tot felul de oameni care nu sunt convertiți și intră în biserică în poziția, în calitatea de convertiți. Ei nu sunt în realitate așa. Și tot prezentarea greșită a acestor doctrine sau înțelegerea greșită a lor a dus la aceste metode false de evangelizare. Sunt mulți oameni sinceri, ei chiar cred. Dom'le, noi evangelizăm, noi așa credem că oamenii ăștia sunt cu adevărat mântuiți, pentru că au înțelegeri greșită a doctrinelor, a harului Dumnezeu, a regenerării și așa mai departe. Aceste doctrine ne ajută să creăm un cadru sănătos prin care invazia acestor neconvertiți în biserici este oprită, da? Și dimpotrivă creează un cadru pentru convertiri biblice. Oamenii să vină, dar să intre în împărăția lui Dumnezeu pe poarta pe care a lăsat-o Dumnezeu, da? Nu în alt mod, că oricum nu reușește să intre în alt mod. În al patrulea rând, această doctrină dă glorie lui Dumnezeu și smerește omul. Prima noastră datorie față de Dumnezeu este să-i dăm lui Dumnezeu glorie. Dar n-ai cum să-i dai lui Dumnezeu glorie dacă te ridici pe tine însuți. Vom vedea foarte clar când vom studia doctrinile arminiene așa cum au fost scrise de ei, nu de cum le prezintă alții, dar așa cum au fost scrise de ei, vom vedea foarte clar în comparație cu doctrinile biblice că unele doctrinele ridică omul și îl pun pe omul la cârma propriului său univers și alte doctrine coboară omul în țărână și ridică pe Dumnezeu. Datoria mea principală ca și ființă umană și ca slujitor mai mult decât atâta este să dau glorie lui Dumnezeu, da? Datoria noastră fiecăruia este să dăm glorie lui Dumnezeu și nu putem da glorie lui Dumnezeu decât dacă înțelegem doctrinile harului lui Dumnezeu. 5. Aceste doctrine sunt afirmate, autorizate și aplicate de însuși Domnul nostru Iisus Hristos. Ca eu să fac parte din lucrarea Domnului Iisus Hristos, trebuie să predic aceste doctrine. Și eu consider că nu am nicio autoritate cât timp refuz să predic doctrinile harului lui Dumnezeu. Avem de-a face cu cel mai important domeniu al vieții noastre, da? Mântuirea noastră și glorificarea lui Dumnezeu. Dacă eu cred că pot să fiu în lucrarea lui Dumnezeu și să fiu autorizat și binecuvântat de Dumnezeu făcând ceva ce n-a făcut Domnul Iisus Hristos sau făcând ceva împotriva a ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos, mă înșel amarnic, da? În al șaselea rând, cea mai puternică barieră și cel mai concentrat răspuns împotriva falsificărilor lui Satan a Evangheliei din cele mai multe biserici și adunări tradiționale și pseudo-evanghelice sunt aceste doctrine. Sunt atâtea, poate ne-ar lua iarăși un studiu să, numai să discutăm câte falsificări a Evangheliei sunt astăzi.
câte ciuntiri a Evangheliei, câte interpretări greșite a Evangheliei. Aceste doctrine ale Harului sunt o barieră sănătoasă, serioasă, puternică și un răspuns concentrat împotriva tuturor falsificărilor Evangheliei. Și în final, doctrinile acestea, este un lucru foarte important, doctrinile acestea au pus capăt la aproape 1000 de ani de întuneric spiritual în Europa. Astea au fost doctrinile care au pus ca când au început să fie predicate, Dumnezeu la propriu a adus o reformă și o trezire spirituală în Europa de vest. Prin aceste doctrine. Și nu cred că Europa a avut și va mai avea, decât dacă se va întoarce din nou la aceeași reformă, nu cred că Europa a avut și va mai avea o altă perioadă istorică mai bună din orice punct de vedere. Din orice punct de vedere, decât această perioadă în care aceste doctrine au fost susținute sus și tare, au fost predicate și oamenii s-au întors la Dumnezeu. O atenționare și apoi ne vom uita puțin la istoria felului în care aceste doctrine au ajuns să fie formulate. Aceste doctrine, cum am zis, nu sunt toată Biblia, da? Deși sunt un fundament teologic de pe care lucrăm, nu sunt toată Biblia. Am avut și o perioadă, poate s-a avut și unii dintre dumneavoastră, când ați fost așa de pasionați de doctrine Harului. Eu când eram în facultate, oricine nimerea cu mine la masă, trebuia să discute ispășirea limitată, că vroia sau nu. Da, ăsta era dialogul pe care îl purtam zilnic aproape, da? Dacă puteam. Asta nu e toată Biblia. Poți să ajungi să decentrezi teologia, nu spunând lucruri false, ci accentuând în mod obsesiv anumite lucruri. Da? Ele sunt un fundament, nu recunoaștem, sunt o temelie, sunt un fundament. Mai devreme sau mai târziu tot ajungem la ele. Orice pasaj din Sfânta Scriptură îl iei, ajungi la Harul lui Dumnezeu, la mântuirea lui Dumnezeu și așa mai departe. În același timp, acesta este motivul pentru care predicăm expozitiv. Da? Să predicăm tot planul lui Dumnezeu și să înțelegem, aceste doctrine nu sunt toată Biblia. Nu pe fiecare pagina Bibliei se vorbește despre Harul irezistibil. Bun? Și aceste doctrine sunt supuse la tot felul de caricaturizări. Pentru că credem că sunt importante și pentru că sunt atât de caricaturizate astăzi, este foarte important ca să prezentăm adevărul cu atenție, așa încât Satan și toți dușmanii noștri să nu aibă nimic de câștigat de la noi sau să aibă ceva de produs împotriva lucrărilor lui Dumnezeu. Acum haideți să ne uităm puțin la istorie și apoi vom avea un moment de respiro, de întrebări. Dacă nu știu, eu să vă răspund la întrebări, fratele Mihai aici, care are deja o experiență îndelungată și eu mă pun în spatele lui și el se va descurca. Iacob Arminius, ca și date așa generală, Calvin moare în 1564. Da? Arminius se naște în 1560, adică cu 4 ani înainte să moară Calvin. Era cam micuț. Tata lui moare pe când era el copil, este înfiat de un anume om, sunt foarte multe nume ciudate pe care nu știu să le pronunț, așa că nu o să le pronunț ca să mă fac de rușine, bine. Studiază la Leiden, la Basel, la Geneva, este un student destul de bun. Ajunge Arminius să studieze sub Beza. Beza a fost succesorul lui Calvin, da? A fost cât se poate de calvinist Beza asta, Teodor Beza. Ajunge Arminius în 1582 să studieze sub Beza. La foarte puțin timp trebuie să plece de acolo, pentru că folosește o metodă filozofică numită ramism. Nu vă spun foarte multe despre ea, dacă sunteți interesați, vă puteți citi pe internet, că istoria e scrisă peste tot. Da, se întoarce peste un an apoi acolo ca să-și termine studiile pe care le făcea sub conducerea lui Beza. Peste 5 ani de zile, adică în 1588, este ordinat păstor în Amsterdam. Peste un an de zile, în 1589, este chemat să combată învățăturile la un tip care era foarte arminian, da? Dar era înainte de Arminius, băiatul ăsta. Și el este chemat să combată învățăturile la omul ăsta, Arminius, da? Arminius era considerat calvinist și trebuia să combată pe un om care era arminian, dar înainte de Arminius, bine? Ăsta avea niște idei foarte ciudate despre predestinare, justificare, lovea foarte mult în ideea asta de omorâre a ereticilor, ceea ce e bine până la un anumit punct. Însă în timp ce Arminius studiază mai mult problema predestinării ca să-l combată pe nenea ăsta, ajunge să pună la îndoială anumite doctrine calviniste. Deci Arminius a fost calvinist și pregătindu-se să combată un pre-arminian, a ajuns să se îndoiască de anumite doctrine calviniste, printre care doctrina predestinării. La 1590, adică iară pe un an, se căsătorește și de aici începe dezastru. În 1591 creează două controverse foarte mari, aici unde era el păstor, predicând pe Cartea Romani.
Controversele au fost două pe Romani capitolul 7 și pe Romani capitolul 9. Romani capitolul 7, știți, acolo se predică că e credinciosul care are o luptă cu firea, vrea să-L slujească pe Dumnezeu, nu poate și așa mai departe. Și Arminiu spune din Romani capitolul 7 că acolo este un om nenăscut din nou, care este cercetat și convins de Duhul Sfânt, luminat de Duhul Sfânt, se află încă sub legea lui Dumnezeu. Și ăștia reacționează foarte rapid la treaba asta și spun, nu, acolo este un om născut din nou, care experimentează această luptă lăuntrică între omul născut din nou în lăuntru și natura lui păcătoasă. Creează a doua controversă când ajunge la Romani capitolul 9, nu predicând despre predestinare, ci evitând să predice despre predestinare, și în loc să predice despre predestinare, a predicat despre justificarea numai prin credință. Însă băieții s-au sesizat. Adică să citești Romani capitolul 9 și să nu predici despre predestinare, e destul de ciudat, da? Între timp, scapă el cumva de aici, pentru că pleacă în 1603, este chemat profesor la Universitatea din Leiden ca să predea teologie. În 1603 pleacă profesor la Leiden. Acolo rezistă 6 ani de zile. Însă aici la Leiden se creează marea controversă. Câțiva oameni care îl ascultă predând, predicând și așa mai departe, vorbind, încep să scrie niște scrisoare anonime împotriva lui, cum că ar fi eretic, pelagian și așa mai departe. Arminiu, să știi, era un timp foarte politicos. Așa, foarte politicos. Și el cere o dezbatere publică. Trebuie să țineți minte, biserica era unită cu statul la vremea respectivă și politicienii se ocupau de multe treburi religioase. Politicienii, conducerea din vremea respectivă, au vrut să evite formarea unui sinod care să-l judece pe Arminius. Așa că Arminius s-a dus înaintea lor să-și prezinte părerile. Un anume tip foarte calvinist de acolo, Gomarus, ajunge să-l atâțe pe Arminius pentru că îi depistează doctrinele. În 1608, da? În 1608, adică la 5 ani de când a ajuns el la Leiden aici, Arminius și Gomarus, da, au o dezbatere publică înaintea Curții Supreme de la Den Haag. După ce au dezbaterea asta, ăștia zic, mă, nu sunt chiar așa de mari diferențele, așa că gura micuță și merge să vă faceți înapoi treaba. Da, amândoi, Gomarus și Arminius, erau profesori la Universitatea din Leiden. Ăștia nu rezistă. Gomarus, care era destul de controversial și polemic, calvinist, își publică teza pe care el a susținut-o în fața Curții Supreme. Ca a răspuns Arminius, un băiat foarte politicos, își publică și el teza lui. Arminius cer iarăși să-și apere poziția într-un sinod național sau provincial. Însă ăștia din conducere n-au vrut să facă lucrul acesta, evitau lucrul acesta. Și este chemat din nou și își expune în 30 octombrie 1608, își expune iarăși doctrinele lui, poziția lui. Gomarus, când vede că Arminius s-a dus singur el acolo să-și expună doctrinele, cere și el să ducă să-și expune doctrinele. Așa că peste 2 luni de zile, în decembrie 1608, se duce și el și-și expune iarăși poziția lui și îl atacă foarte dur pe Arminius. Conducerea iarăși le interzice la ăștia să-și publice documentele. Gomarus iarăși publică documentul, Arminius iarăși publică documentul. În 1609, a treia oară, pentru a evita un sinod, Gomarus și Arminius sunt rechemați la altă conferință în Den Haag. Între timp, au fost mai multe sesiuni, între timp Arminius se îmbolnăvește foarte tare, trebuie să se întoarcă la Leiden, unde moare la 1609. Și acum intrăm în faza asta istorică, unde avem de-a face cu cei care sunt numiți remonstranți, care înseamnă la propriu protestanți, protestatari. Da? Și acești remonstranți sau protestatari sunt niște urmași, niște oameni care au fost influențați de învățătura lui Arminius. Vreo 4-6 de predicatori din Leiden, care erau, acolo era o școală de predicare, și 2 lideri de-ai lor, s-au întâlnit peste un an de zile, adică după un an de zile de la moartea lui Arminius, și au formulat 5 doctrine care nu erau în acord cu confesiunea belgiană. Da? Ne aflăm în Olanda aici, iar confesiunea belgiană, sau cum este numită, belgică, este mărturisirea de credință națională a bisericii reformate în Olanda. Da? Deci confesiunea belgiană este mărturisirea de credință a bisericii reformate din Olanda. Băieții ăștia se întâlnesc, scriu 5 doctrine cu care nu sunt de acord și publică în anul ăla, în 1610,
un manifest public, un protest public împotriva confesiunii belgiene. În 1611-1612, adică 2 ani consecutiv după publicarea acestor doctrine, un anume Simon Episcopius a susținut foarte puternic în 2 conferințe cauzele arminienilor. Și el ajunge și el profesor la Leiden în 1612. După ce au loc, are loc această publicare a acestor doctrine, după apărarea acestor doctrine arminiene, în 6 ani de zile, la 1618, ceea ce au vrut să evite conducătorii, s-a întâmplat. S-a chemat un sinod național ca să discute aceste doctrine, pentru că au ajuns să fie foarte apărate, foarte mult predicate, foarte mulți adepți. La sinodul de la Dort, avem noi astăzi canoanele de la Dort, pe care le găsiți pe internet, dacă scrieți canoanele de la Dort, este un document absolut superb pe care ar merita să-l citiți, nu este lung. La canoanele de la Dort, să știți, se pun semințele acestor doctrine ale Harului sau ale Tulipului. La sinodul de la Dort a fost ales un purtător de cuvânt din 13 reprezentanți ai remonstranților sau a protestatarilor arminieni. Însă nu i s-a dat voie să vorbească la niciunul, da? Nici la primul reprezentant nu i s-a dat voie să vorbească. Acest sinod a ținut, dacă nu mă înșel, vreun an jumate. Au fost foarte, foarte, foarte multe sesiuni, nu mai mi-aduc aminte exact numărul lor. Și la sinodul acesta se resping decisiv, total, irevocabil toate doctrinele arminiene, da? Sunt condamnate. În urma acestui sinod sunt închiși vreo 2 oameni, unul este, dacă nu mă înșel, chiar omorât pentru trădare națională, avea omul mai multe probleme, era implicat și în politică. Sunt demisionați vreo 200 de slujitori care erau deja infectați cu arminianism și ei au dorit în felul acesta, într-un fel, să rezolve problema. Însă la foarte scurt timp a venit libertatea religioasă, pentru că în Olanda a fost, cred că prima dată unde s-a dat libertate religioasă. În câțiva ani de zile s-au întors toți arminienii care au fost expulzați, au fondat bisericile lor, au predicat și au susținut doctrine. După aceea arminianismul s-a răspândit în toată Europa. Ca și concluzie, doctrina calvinistă sau doctrinele Harului nu au fost... doctrinele Harului au fost o reacție, da? Doctrinele au fost o reacție la opoziția cuiva, da? Toată lumea în vremea respectivă era calvinistă reformată. Unii și imaginează că erau 2-3 calviniști din ăștia ramoliți pe acolo pe undeva și au început să facă vâlvă cu niște doctrine. Nu! Toată lumea era reformată, da? Asta era biserica de stat, biserica națională reformată. În Europa, în general, erau biserici reformate în toate țările din vest, da? Oamenii aceștia au ripostat, arminienii au ripostat la câteva doctrine. Sinodul de la Dort a vrut să pună capăt tuturor discuțiilor și să lămurească această problemă. Doctrinile arminiene, da? Cele 5 articole promovate de arminieni. Aș vrea să vă citesc primul articol, nu-i lung, facem câteva comentarii la fiecare. Articolul numărul 1. Alegerea condiționată în opoziție cu alegerea necondiționată, da? Alegerea condiționată, asta au prezentat arminienii. Dumnezeu, printr-un plan etern și neschimbat, în Iisus Hristos, Fiul Său, înainte de întemerea lumii, a determinat ca din toată umanitatea căzută și păcătoasă, fiți atenți, să salveze în Hristos, de dragul lui Hristos și prin Hristos, pe toți aceia care vor crede prin harul Duhului Sfânt. Da? Sunteți atenți la ce spune, da? Dumnezeu a ales să salveze pe aceia care vor crede. Deci Dumnezeu a ales din veșnicie să salveze pe aceia pe care vor crede prin harul Duhului Sfânt și care vor persevera în credință și ascultarea credinței până la sfârșit. Deci Dumnezeu a avut 2 criterii sumarizat. În veșnicie, când s-a gândit pe cine să aleg, aleg pe aia care o să creadă și o să persevereze după ce o să creadă, da? Și pe de altă parte, să lase deoparte pe cei incorigibili, da? Care nu se supun, care nu ascultă, și necredincioși în păcat și sub mânie și să-i condamne ca fiind înstrăinați de Hristos conform cu Evanghelia după Ioan 3:36 și conform cu alte texte din Scriptură. Adică doctrina predestinării în arminianism
este o doctrină condiționată. Dumnezeu predestinează două lucruri. Din veșnicie se uită în coridorul timpului și vede. Ăștia o să creadă și după ce o să creadă o să meargă până la final. Îi iau ca să fie a mei. Ăștia nu vor să creadă și persistă necredința lor până la final, așa că pe ăștia nu-i aleg, ci îi las în voia minților blestemate și după ce îi las în voia minților blestemate, la urmă îi condamn pentru necredință și păcat. Acum, care e problema cu doctrina asta? Câteva observații foarte rapide. Cum este planul ăsta, zice aici, etern și neschimbat, dacă Dumnezeu prevede din veșnicie că unii dintre cei mântuiți nu o să persevereze? Da? Carminianii spus unii, poți să fii mântuit, dar te poți pierde. Da? Cum e planul lui Dumnezeu neschimbat în alegerea unui mântuit, dacă Dumnezeu prevede că mântuitul ăsta nu o să meargă până la capăt? Înțelegeți ce vreau să spun, da? Deci el prevede că o să fie mântuit. Și întrebarea mea, le alege sau nu le alege? Le alege, dar după aia prevede că el nu o să persevereze mântuirea sa. Îl mai alege sau nu mai alege? E dintre aleși sau nu e dintre aleși, da? Asta e prima problemă. A doua întrebare, la ce salvare sau la ce mântuire se referă arminianismul, deodată ce unii sunt doar regenerați și nu ajung să persevereze până la capăt, da? La ce mântuire se referă? El este, omul când este regenerat și născut din nou, este mântuit, da? Dar dacă mântuistul ăsta nu perseverează până la capăt, mai este ăsta mântuit sau nu mai este mântuit? El spune că nu mai este mântuit. Deci ce mântuire e asta? O mântuire de un sfert, o mântuire jumătate de mântuire, ce e asta, da? Foarte important, dacă observați aici ce spune arminianismul total pe lângă Biblie, nu găsiți în toată Biblia lucrul ăsta, spune că Dumnezeu alege să ne salveze în Hristos, asta spune Efeseni 1:4. Dumnezeu, în El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim și așa mai departe. Aici spune că a ales să ne salveze în Hristos și de dragul lui Hristos și prin Hristos. Deci întrebarea este de ce ne alege Dumnezeu? De ce ne-a ales Dumnezeu din veșnicie? Nu unde a ales Dumnezeu să fim. El a ales să fim în Hristos. Întrebarea este de ce a ales Dumnezeu pe unii și n-a ales pe alții. Biblia spune că ne-a ales după buna plăcere a voiei sale. Acum, ce înseamnă după buna plăcere a voiei sale? Este cu toată altă discuție. Dar nu spune nicăieri Biblia că Dumnezeu ne-a ales de dragul lui Hristos. Asta nu spune Biblia. Spune că ne-a ales după buna plăcere a voiei sale. Ăsta a fost motivul pentru care ne-a ales, da? Apoi, iarăși, doctrina predestinării în arminianism se diferențiază total de doctrina predestinării biblice când introduce condiția predestinării ca fiind credința omului. Spune că Dumnezeu a ales pe aceia, pe toți aceia care vor crede prin harul Duhului Sfânt. Nu spune Biblia lucrul ăsta. Biblia spune exact opus. Auziți. Neamurile se bucurau când au auzit lucrul acesta și primăreau cuvântul Domnului. Și toți cei ce erau rânduiți să capete viața veșnică au crezut. Cine a crezut? Cei ce erau rânduiți. Nu că Dumnezeu s-a uitat pe coridorul timpului și s-a întrebat cine o să creadă? Ăsta, ăsta și cu ăsta. A, eu îi aleg fiindcă ei o să creadă. Nu! Predestinarea duce la credință. Nu credința omului duce la alegerea lui Dumnezeu. Mai mult zice aici că oamenii vor crede prin harul Duhului Sfânt. Sună foarte biblic și este biblic că oamenii vor crede prin harul Duhului Sfânt. Însă dacă vedeți mai jos într-un alt articol, ei explică că omul poate respinge acest har al Duhului Sfânt. Da? Cu alte cuvinte, primul lucru care se întâmplă când cineva predică Evanghelia în arminianism, primul lucru care se întâmplă nu e că Duhul Sfânt dă harul credinței, ci Duhul Sfânt propune, oferă harul credinței și omul trebuie să aleagă harul credinței. Așadar, în arminianism, omul nu este mântuit prin credința care este darul Duhului Sfânt, ci omul este mântuit prin alegerea lui, prin faptul că el optează să primească harul Duhului Sfânt, da? Asta e mai corect să spun. Mai bine spus este că omul crede acceptând harul credinței de la Duhul Sfânt, da? Chiar auzeam pe cineva recent care a exprimat foarte bine arminianismul. I-a spus, credința, au spus, este darul lui Dumnezeu, dar omul trebuie să accepte credința. Deci mântuirea nu vine prin credință, ci mântuirea vine prin acceptarea credinței. Este total diferit. Deci una să spui că mântuirea vine prin credință. Eu cred asta, că mântuirea vine prin credință. Dumnezeu vine și îmi dă credință. Ei nu spun că Dumnezeu vine și îți dă credință. Ei vin și spun că Dumnezeu vine și îți oferă credința. Nu ți-o dă. Nu o toarnă în tine credința ca un har al Duhului Sfânt, ci ți-o oferă, ți-o pune pe tavă. Tu trebuie singurel să vii și să o iei. Asta este diferența. Da? Eu cred că Dumnezeu vine și pune credința în mine, el crede că Dumnezeu vine numai și o oferă. Și te cheamă pe tine să o iei. Da? Așadar, mântuirea nu este prin credință, ci este prin alegerea acestei credințe. Asta este în arminianism. El alege să primească credința. Da? Și mai este aici observație de făcut. Dacă Dumnezeu a ales să mântuiască
Pe cei ce cred și perseverează, că așa spune arminianismul. Apropo, mulți care spun astăzi că Dumnezeu alege pe aceea pe care a prevăzut el că o să creadă, asta nu este arminianism full option. Arminianismul full option este în felul următor. Dumnezeu a ales pe cei care vor crede și care vor persevera. Nu doar cei care vor crede, care cred și merg până la capăt, care cred și perseverează, da? Asta îmi spune mie că în arminianism, dacă Dumnezeu a prevăzut doar pe unii care doar vor crede și nu o să persevereze, nu s-a ales și lui Dumnezeu, da? Deci, zice, trebuie să și crezi și să perseverezi. Atunci te alege Dumnezeu. Numai dacă și crezi și perseverezi până la capăt. Asta înseamnă că dacă cineva a crezut și cu adevărat mântuit, el nu este alesul lui Dumnezeu. Este mântuit și nu e alesul lui Dumnezeu. Pentru că în arminianism el trebuie și să creadă și să persevereze. Dacă ai numai credința, nu ești alesul lui Dumnezeu. Este o aberație din punctul meu de vedere. Da? Plus că mai înseamnă și că cei care doar cred sunt mântuiți în momentul în care cred, dar nu sunt aleși. Da? Nu sunt aleși pentru că nu perseverează. Adică sunt oameni mântuiți, dar nu aleși. Și o altă observație aici la articolul ăsta spune că Dumnezeu pe de altă parte a ales să lase pe cei incorigibili. Adică Dumnezeu, cum, că vine vorba de predestinarea la iad, cum predestinează Dumnezeu pe cineva la iad? Calvinismul spune Dumnezeu alege pe unii oameni să-i mântuiască și pe restul îi lasă. Îi spune, nu domnule, nu poate Dumnezeu să-i lase pur și simplu. Dumnezeu îi lasă fiindcă prevede că ei nu o să asculte de Evanghelia pe care noi o să le dăm. De asta îi lasă Dumnezeu, da? Dumnezeu nu face o alegere bazată pe suveranitatea lui în arminianism. Dumnezeu face o alegere bazată pe prevederea, preștiința faptelor omului. Foarte interesant, zice că Dumnezeu a ales să lase deoparte pe cei incorigibili și să-i condamne. Să face o diferență între a lăsa oamenii și după aceea i-a condamna. Și în Biblie lucrul acesta este adevărat. E clar, ei prezintă un motiv greșit, o temelie greșită la lucrul acesta. Dar e clar, din veșnicie Dumnezeu a ales să lase o parte din umanitate, să nu se ocupe de ea, dar Dumnezeu nu trimite pe nimeni în ea, zice Dumnezeu te trimite în ea fiindcă nu te-am ales. Nu se găsiți în Biblie lucrul ăsta, da? Dumnezeu lasă pe oameni să meargă în voia minților blestemate, ei trăiesc într-o viață de păcat. Condamnarea finală se bazează pe păcatul omului. La judecată oamenii vor fi judecați pentru păcatele lor. Dumnezeu nu o să zică la judecată te judec fiindcă eu nu te-am ales din veșnicie. Nu de asta, da? Îl va judeca, îl va condamna Dumnezeu pe baza păcatului. Este important de făcut distinția între abandonarea omului, lăsarea omului și condamnarea omului. Sunt două lucruri diferite. Da? Sunt două lucruri total diferite. Ne mai uităm la un articol, ispășirea universală. Iisus Hristos, Mântuitorul lumii, a murit pentru toți oamenii și îi adaugă, pentru că și eu cred că a murit pentru toți oamenii într-un sens, și pentru fiecare om, așa încât a obținut pentru ei toți, prin moartea sa pe cruce, răscumpărarea și iertarea păcatelor. Totuși, nimeni nu se bucură de această iertare, sau niciunul nu se bucură de această iertare, decât credinciosul, conform cu Evanghelia după Ioan 3:16 și Ioan 2:2. Da? Știți ce spune Ioan 3:16. Deci, în arminianism știți foarte bine, Hristos a murit pentru toți oamenii și pentru fiecare om, conform cu Ioan 3:16. Ce spune Ioan 3:16? Mie mi se pare cel mai calvinist verset din Biblie, da? Biblia nu spune în Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul său fiu pentru fiecare om. Asta e teza arminiană numărul 2. Că Hristos a murit pentru fiecare om conform cu Ioan 3:16. Nicăieri în Biblie nu veți găsi expresia fiecare om legată de moartea Domnului Iisus. Nicăieri în Biblie. Deci dacă găsiți undeva lucrul ăsta în Biblie, o să împrumut la fratele Mihai 500 de euro să vă dau. Dar nu o să găsiți așa că vă pot face promisiunea asta, da? Ioan 3:16 spune Dumnezeu a iubit lumea că a dat pe singurul său fiu pentru ca nu spune nici fiecare om, nu spune nici toți oamenii, ci spune pentru oricine crede. Hristos a murit pentru ca oricine crede. Moartea Domnului Iisus Hristos este legată de oricine crede, de oricine crede. E foarte interesant să faceți testul ăsta, eu am mai făcut citirea al Ioan 3:16 încetul. Păi dar ce spune Ioan 3:16? Păi ce spune Ioan 3:16? Păi că Dumnezeu a iubit lumea că a dat pe singurul său fiu pentru oricine. Zic, nu scrie așa. Și mai stă câte cineva în confuzie. Cum, dar cum scrie? Nu că așa scrie pentru ca oricine. Nu scrie așa. Păi dar cum scrie? Pentru ca oricine crede. Deci fiul a murit pentru ca oricine crede să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Iarăși în arminianism spune că Iisus, foarte interesant, prin moartea sa pe cruce a obținut pentru toți răscumpărarea și iertarea păcatelor. Să răscumperi ceva înseamnă să te duci să plătești și să iei lucrul acela.
În animism avem niște oameni răscumpărați care sunt robi. El este răscumpărat, dar este în continuare rob. Dacă te duci în iad, vei găsi oameni care sunt răscumpărați. Ei toți din iad sunt răscumpărați. Egiptenii care au murit în Marea Roșie, ei sunt răscumpărați. Filistenii, ei sunt răscumpărați. Toate neamurile nimicite de evrei în Canaan, ei sunt răscumpărați în jertfa Domnului Iisus Hristos. Chiar dacă ei sunt în iad. Pentru că Hristos la cruce pentru toți și fiecare om a cumpărat răscumpărarea. Sunt răscumpărați, dar robi. Sunt împăcați cu Dumnezeu, dar dușmanii lui Dumnezeu. Deci arminianismul asta face. Mânia lui Dumnezeu este satisfăcută în persoana Domnului Iisus Hristos, dar ei sunt în continuare sub mânia lui Dumnezeu. Hristos a cumpărat toate lucrurile astea pentru ei, dar ei nu sunt în poziția aia în care Hristos a cumpărat-o pentru ei. Asta spune la propriu arminianismul. Când folosesc ei expresia asta, mântuitorul lumii, dacă voi uitați în Ioan, în context iudaic, explicarea lucrului acesta se referă la faptul că nu există nicio categorie de oameni la care să poată fi restricționată jertfa Domnului Iisus Hristos, la fel ca Ioan 2 cu 2. Este jertfa de ispășire numai pentru păcatele noastre, care citiți introducerea la Ioan, 1 Ioan, da? 1 Ioan 2 cu 2, introducerea la 1 Ioan vorbesc specific evreilor care au văzut lucrurile pe care Domnul le-a spus și le-a făcut, au pipăit, lucruri pe care ochii noștri le-au văzut și așa mai departe. El nu este jertfă de ispășire doar pentru păcatele evreilor convertiți, ci pentru păcatele tuturor categoriilor de oameni, nu fiecarei ființe din univers. Și mai citesc un articol, că ne apropiem de final, articolul 3, despre credința mântuitoare. Ăsta e cel mai bun articol arminian. Ia auziți. Dacă n-ai citit celelalte articoli, ar fi super. Omul nu are harul mântuitor prin el însuși. Amin. Nici energia propriei voințe. Amin. În măsura în care, în starea de apostaie și păcat, nu poate prin sine însuși să gândească, să dorească sau să facă ceva care este cu adevărat bun. De asta spun eu că în România nu avem arminieni. Avem pelagieni. Deci arminienii cred că omul în starea de păcat nu poate să gândească, să dorească sau să facă ceva care este bun. Nimic ce este bun. Omul nu poate să facă în starea de păcat. Deci noi nu avem de-a face în mod special cu arminianism, ci cu semi-pelagianism și chiar pelagianism, adică cu erezie, da? Asta spune arminianismul. Auziți, în paranteze, definiți ce înseamnă asta ceva cu adevărat bun. Zice cum ar fi să aibă credință. Deci omul nu poate prin sine însuși să aibă credință. Bun. Punct și virgulă. Ci are nevoie să fie născut din nou, din Dumnezeu, în Hristos, prin Duhul Sfânt. Auziți? Nu spune că are nevoie să fie abilitat ca să creadă. Are nevoie să îi se dea o șansă la credință. Nu! Spune ce are nevoie să fie născut din nou prin din Dumnezeu, în Hristos, prin Duhul Sfânt, trinitar, da? Și să fie înnoit în înclinație, înțelegere și voință, deci tot sufletul, toată personalitatea, așa încât să vrea să gândească și să facă ceea ce este cu adevărat bun, conform cuvântului lui Hristos, Ioan 15 cu 5, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. De trei ori spune în acest articol să gândească, să dorească sau să facă ceva care este cu adevărat bun, da? Nu doar moral, cu adevărat bun în ochii lui Dumnezeu. Deci omul nu poate să facă absolut, absolut, absolut nimic. Asta până treceți la articolele următoare, care într-un fel explică ce vor ei să zică aici. Dar este interesant. Fac câteva comentarii foarte rapide. Harul mântuitor, care este Harul Duhului Sfânt, cum numește în articolul 1, în articolul 1 spune Harul Duhului Sfânt, în articolul 3 spune Harul Mântuitor. Da? Nu este chiar un har mântuitor. Pentru că imediat ni se arată că omul poate respinge Harul Mântuitor. Și acum, dacă el spune că Duhul Sfânt vine să aducă harul mântuitor, iar eu resping harul mântuitor, acela nu mai este un har mântuitor pentru că nu mă mântuiește. Deci ar trebui numit oricum altcumva, nu har mântuitor, pentru că el nu mântuiește în realitate, fiindcă eu îl resping, dar nu este un har mântuitor. Un har, eu așa l-aș numi în arminianism, un har care încearcă să mântuie. Da? Este un har care încearcă să mântuie, la unii reușește fiindcă ei vor, la unii nu reușește fiindcă ei nu vor. Foarte important. Ei recunosc că harul mântuitor duce la credință în pasajul, în articolul acesta. Da? Omul nu are harul mântuitor prin el însuși, adică harul Duhului Sfânt, care duce la ceva bun, cum ar fi să aibă credință. Ceea ce este complet biblic. Da? Harul mântuitor este ceea ce duce la credință. Asta nu mai este arminianism consecvent, din punctul meu de vedere. Da? Acum, dacă harul ăsta mântuitor despre care vorbește aici este harul pregătitor, adică acela care îți dă șansa, cum am spus mai înainte, te pune în poziția aia neutră ca să alegi stânga sau dreapta, el nu mai este har mântuitor, da? Este un har
pregătitor. Și aici se creează o anomalie teribilă în arminianism. Avem de-a face cu a treia categorie de oameni. În Biblie spune că avem oameni duhovnicești, oameni firești, și arminianul spune, stai așa, că mai avem o categorie de oameni. Oameni care sunt abilitați de harul pregătitor. Sunt luminați de harul prealabil, harul pregătitor. Da? Sunt făcuți capabili să primească. Ăla nu mai este un om total depravat, da? Cu omul total depravat, spune și arminianismul, articolul 3, nu poate să gândească, să facă sau să dorească ceva bun. Eu întreb, din punct de vedere biblic, unde găsești în Biblie omul acela abilitat, luminat? Cum este numit el în Biblie? Ăla din a treia categorie. Când Biblia spune că există doar două categorii de oameni, da? Oameni duhovnicești și oameni firești. În 1 Corinteni capitolul 2 ni se arată foarte clar oameni care au fost expuși Evanghelia și care spun foarte clar, omul firesc nu poate înțelege lucrurile Duhului lui Dumnezeu. Nu spune că e luminat, nu spune că e abilitat, că e pus într-o stare neutră ca să aleagă. Nici vorba de așa ceva. Spune că el a intrat în contact cu Evanghelia, nu poate înțelege lucrurile Duhului lui Dumnezeu. Da? Haideți să mai încercăm un articol și încheiem. Articolul 4. Harul rezistibil, și l-am numit eu, ei nu-l omin, dar îl numesc eu, harul rezistibil și ineficient. Acest har este începutul, continuarea și împlinirea oricărui bine. Ce bine sună, nu? Acest har este începutul, continuarea și împlinirea oricărui bine. În măsura în care chiar și omul regenerat fără acest har pregătitor sau însoțitor, trezitor, consecutiv, cooperativ, auziți, chiar omul regenerat nu poate gândi, dori sau face bine, nici să reziste vreunei ispitiri la rău. Auziți ce spune? Harul ăsta care ne-l dă Dumnezeu ne ajută nu doar ca să ne întoarcem la Dumnezeu, ci ne ajută și după ce ne-am întors la Dumnezeu. Zice că pentru omul regenerat nu poate să facă nimic fără harul lui Dumnezeu. De acord, nu? Omul regenerat nu poate să gândească, să facă sau să dorească ceva bun fără harul lui Dumnezeu. Aici iarăși vă spun din nou, ceea ce avem în țară la noi nu este arminianism, ci este pelagianism. Pentru că ei zic, odată ce ești născut din nou, gata, domnule. Dumnezeu spune, te-a mântuit. Ce să mai facă Dumnezeu? Acum tu trebuie să cooperezi, să conlucrezi cu harul lui Dumnezeu, da? Tu îți faci partea ta, Dumnezeu își face partea lui. Ia să vedem cum explică arminianismul. Așadar, toate faptele sau mișcările care ar putea fi produse, nu care vor fi produse, sigur, da? Care ar putea, că totul e potențial aici, da? Să se oferă. Trebuie atribuite harul lui Dumnezeu. Și ascultați aici. Aici e foarte important. În ce privește felul în care operează acest har, adică ăla care ne ajută să gândim, să dorim și să facem ce este bine, el nu este irezistibil. Deodată ce se afirmă în Scriptură despre mulți că s-au împotrivit Duhului Sfânt. Deci el spune așa, mă, tu nu poți să faci nimic fără harul lui Dumnezeu. Noi zicem, aleluia! Dar tu ești acela care administrează fiecare picătură de har al lui Dumnezeu. Într-adevăr, tu nu poți să faci absolut nimic, 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 nici să gândești ceva bun, nici să dorești ceva bun, nici să faci ceva bun. Dar, tu ești acela care administrezi, care hotărăști ce să faci cu harul acesta. Prima problemă. Dacă Dumnezeu dă harul ăsta prealabil tuturor oamenilor, întrebarea este, îl dă cu voia lor sau fără voia lor? Deci Arminian a spus, spune, mă, noi nu putem să fim de acord cu calviniștii că Dumnezeu dă har numai unora. Nu! Dumnezeu dă har tuturor oamenilor. Prima întrebare, îl dă harul ăsta cu voia lor sau fără voia lor? Înseamnă că este har irezistibil. Deci dacă Dumnezeu își ia el dreptul acesta să intervină în viața, Dumnezeu mă întreabă, vrei să fii mântuit? Nu vreau! Eu te iluminez oricum, că ăsta e harul prealabil care trebuie să-l dau la tot. Nu vreau să mă iluminez! Nu contează, eu tot o să te iluminez. Eu sunt de acord cu lucrul ăsta, numai atunci înseamnă că Dumnezeu și în arminianism încalcă voința omului. Și sunt arminieni care recunosc, deschizi lucrul ăsta. Da, Dumnezeu în suveranitatea lui dă har prealabil tuturor. Ok, ăsta este un fel de har irezistibil. Harul prealabil care este dat fără ca Dumnezeu să-i întrebe pe oameni dacă vor harul ăsta. Nu, uite, eu stau la distanță, nu mă apropii pe atare de tine să te luminez și te întreb, vrei să te luminezi? Vrei să te abilitezi și să te pun într-o poziție ca tu să poți respinge sau alege mântuirea? Da? Dumnezeu nu face asta. Dumnezeu pur și simplu dă harul, îl omul se trezește luminat, abilitat, fără ca Dumnezeu să-i fi cerut voie să facă lucrul ăsta. Cum și-a permis Dumnezeu să facă lucrul acesta, da? Apoi, da, pe lângă faptul că nu vedem harul ăsta pregătitor în Biblie, întrebarea este când Dumnezeu pregătește 2,8 sau 2,2 miliarde de oameni care astăzi nu au auzit nimica despre Domnul Iisus Hristos, i-a pregătit pentru ce? Da? În arminianism, Dumnezeu îi pregătește ca să creadă în Domnul Iisus Hristos.
să primească Evanghelia. Harul ăsta pregătitor la cei pregătește? Că zice, îl dă la toți, fără discreție. Pentru ce îi pregătește? M-a pregătit Harul Dumnezeu să cred. În ce? Și unii trec în erezie, unii arminieni care nu mai sunt arminieni, să mută de la arminianism la erezie, ce erezie vreți dumneavoastră, și spun, este luminat și el are așa un fior sfânt cu gândul veșniciei, cu ceea ce vede în natură despre Dumnezeu, meditează așa Dumnezeu, face puțin yoga din ăsta semi-pseudo-creștin și Dumnezeu vede fărâma aceea de har pe care el o a acceptat-o și Dumnezeu îl mântuie. Ok, sună foarte yogin și interesant, dar nu-i din Biblie. Pentru că Biblie, în Biblie ne se arată că oamenii depravați resping revelația lui Dumnezeu din natură și că oamenii sunt pedepsiți pentru lucrul acesta, da? Apoi, dacă harul acesta al lui Dumnezeu îl pune pe om într-o stare neutră, să știți că acesta e testul pe care puteți să-l faceți când discutați cu oamenii. Că zic cu oamenii, harul prealabil dat tuturor îl abilitează pe om să primească Evanghelia. Că nu-i corect Dumnezeu să trimită pe cineva în iad fără ca el să fi putut să se întoarcă la Dumnezeu. Dom'le, cum să-l chem eu la mântuire? Pocăiește-te dacă eu știu că el nu se poate pocăi. Nu, Dumnezeu întâi trebuie să-i ajute pe toți să se poată pocăi ca Dumnezeu să-i poată pedepsi sau judeca după asta. Sunt doar trei variante. Când harul ăsta prealabil, pregătitor, vine la om, îl pune în una din trei poziții. Îi pune voința într-o stare neutră, îi pune voința înclinată spre rău sau îi pune voința înclinată spre bine. Sunt doar trei variante. Ori spre bine, ori spre rău, într-o stare neutră. Acum, dacă îl pune într-o stare neutră, omul va fi ca un schizofren în toată viața. Nu va ști ce să aleagă. Că nu va fi înclinat nici spre bine, nici spre rău. Da? Dumnezeu îi aduce harul care îl pune într-o poziție neutră. Alege stânga sau dreapta. Omul niciodată nu e înclinat nici în stânga, nici dreapta. Ce o să aleagă? Nimic niciodată, pentru că este într-o stare neutră. E logic lucrul acesta. Dacă harul lui Dumnezeu îl înclină spre bine, toți oamenii ar fi mântuiți. Asta este universalism. Că deodată ce e înclinat spre bine, să ai voința înclinată spre bine, înseamnă că înclinația aceea te va duce la o acțiune. Toți oamenii vor alege binele. Noi vedem că nu toți oamenii aleg bine, ceea ce rămâne să tragem concluzia că în ciuda harului ăsta prealabil în ghilimele, oamenii, deși sunt iluminați, convinși de Duhul Sfânt și așa mai departe, rămân înclinați spre rău. Dacă rămân înclinați spre rău, înseamnă că toți oamenii vor urma această înclinație a răului și vor rămâne nemântuiți pentru totdeauna. Harul prealabil este o invenție omenească. Acum, ei spun că harul acesta de care avem nevoie pe fiecare, în fiecare zi, în fiecare lucru a vieții noastre, pentru fiecare gând bun, dorință bună sau faptă bună, zice, nu este irezistibil. Ce spunem noi despre asta? Spune în Fapte, capitolul 7, dacă mă înșer, voi întotdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. Este un adevăr biblic că toți oamenii se împotrivesc Duhului Sfânt. Amin la asta. Asta e totala depravare. Noi asta spunem, că toți oamenii se împotrivesc totdeauna Duhului Sfânt. Ba chiar și după ce suntem născuți din nou ne împotrivim Duhului Sfânt, pentru că de asta este de multe ori stins și întristat Duhul Sfânt, nu? Când ne împotrivim Duhului Sfânt. Însă, este un lucru foarte interesant. Deși ei spun că un om credincios poate rezista Duhului Sfânt după ce a fost mântuit, este foarte interesant. Omul nu are, zice el, nu are puterea nici să gândească ceva bun, nici să facă ceva bun, nici să dorească ceva bun. Dar știți ce are omul puterea? Are puterea omul să-și hotărască soarta lui veșnică. Deci omul nu poate face lucrurile astea mici, să gândească ceva bun, în schimb poate să-și hotărească destinul lui veșnic. Deci nu poate face lucrurile mici, dar poate face pe cel mai mare. Părerea mea este, dacă a putut să facă Domnul cel mai mare lucru, adică să-și hotărască destinul lui veșnic, fără să aibă harul lui Dumnezeu. Că harul vine după aceea, dacă eu zice, eu pot să rezist harul lui Dumnezeu. Deci eu sunt în exteriorul harului Dumnezeu și pot să decid destinul meu veșnic, să primesc harul lui Dumnezeu. Asta pot să fac. În schimb, nu pot să fac lucruri mici, să gândesc ceva bun, să doresc ceva bun, să fac ceva bun, să... Este absurd. Deci omul poate face cel mai mare lucru, dar nu poate face pe celelalte mai mici. Acum, ce spunem noi despre rezistența asta față de harul lui Dumnezeu? Aici va fi o discuție mai largă la harul irezistibil. Harul irezistibil. În Sfânta Scriptură ne sunt descrise două tipuri de manifestări ale harului lui Dumnezeu. Faptul că noi auzim predicată Evanghelia este un har al lui Dumnezeu. Și vă întreb pe dumneavoastră, putem noi respinge predicarea Evangheliei? Da, oriba. Da, că asta fac oamenii în tot timpul, da? Predicarea Evangheliei atinge urechile noastre și mintea noastră. Mintea omului procesează și respinge predicarea Evangheliei. Nu-i trebuie, Domnule. Oamenii se împotrivesc totdeauna Duhului Sfânt. La asta se referă și Ștefan când predică acolo. El predică cuvântul lui Dumnezeu
și simte împotrivirea lor și le spune, voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. La ce se referă el? Se referă la predicarea externă, da? Pentru urechea fizică, pentru minte, a Evangheliei. În schimb, Sfânta Scriptură ne arată că există o chemare lăuntrică a Harului lui Dumnezeu. O mișcare a Duhului Sfânt care suflă în control vrea și care atinge inima păcătosului și care nu este percepută de mintea lui. În timp ce se predică Evanghelia, Duhul Sfânt vine și lucrează în inima păcătosului, n-are ce el la ce să se opună, la al doilea tip de har, la acea lucrare lăuntrică, secretă, puternică, eficientă a Duhului Sfânt. Cum să îi se opună ei dacă el nu o percepe cu mintea lui? El percepe învățătura cuvântului Dumnezeu, percepe Evanghelia, da? O are în mintea lui. Însă nu se poate opune harului lăuntric a Duhului Sfânt. Și noi spunem da. Omul se opune harului lui Dumnezeu, omul se opune harului lui Dumnezeu, până când Dumnezeu îi oferă acea chemare lăuntrică, secretă, eficace a Duhului Sfânt. Când Duhul suflă, încotro vrea și schimbă inima și naște din nou